dimineața, nu știu dacă e. Orice case, 9 și 12. Și noi ne întoarcem acasă. Suntem în hat. Suntem o brav, nu? Am zis să fac și un vlog. Și să vă spun că domani am dea moa banca. Deci aveam o timpul de vlog. M-am interesat la bancă și într-adevăr trebuie să mă duc să declar nu știu ce. Întâi mă duc la banca mea la Unicredit și după aia să văd. La modul sincer vă spun, fetelor, n-am știut și dacă... Eu îi mulțumesc la fata aia care m-a criticat, că mi-a deschis ochii. Că nu știa. Și fac, când ajung acasă, facem, am zis, la 10. Ajungem acasă la 10 și fac, intru să fac live. Pentru că trebuie. Am așa de porcă și cu cine mi-a trimis, și cu Sfânta Paraschiva și Sfânta Cloftea, Sfintele Lacrimogene. Așa, pentru că nu va telefonul de niciun. Iar de restul nu mă interesează. Nu, că nu mai spuneți că nu mă interesează cine urlă, cine țipă, cine vorbește pe penii. Nu mă interesează. Aici e portul. De căsătoriști. Aici e postul unde se închiriază mașini. Hai, eu n-am încă. Sper să putem vedea. Așa. Asta e, nu e de croazieră. Asta e care merge în Tunisia și în Maroc. Da, fetelor, și așa e. Uite, era milionară și dracu nu știu. Păi, că am întrebat, zic, dar de ce nu s-a anunțat? De ce nu, că în momentul când... Deci trebuie să verificați dumneavoastră. Eu eram cu ăla la altul, cu dracovenii aia care... De ce nu? Aia e pentru impozitare. Pentru venit, asta e. Și dacă... Deci, așa mi-a zis fata de la banca când am vorbit. Zice, dacă e mai bine să lucrați prin bancă și plătiți impozitul doar aici. Nu mai știu, o să confuză. Deci, mâine dimineață o să mă duc cu timpul și să vedem. Am primit o moștruială pe ce ți-o trebuit și te faci, ce ți-o trebuit să umble cu prostiile astea, că ce dragi te bani. Aoleu, mi-am pus în cap mai rău. Fetele, fetele, fetele mele cele mai frumoase, cele mai inteligente, mi-am pus tot în cap. Că cine știe cu ce te... Sunt atâtea organizații și atâtea tâmpenii care se fac în internet. Și zice, ce trebuia să te bagi dumneata în postile astea? Ce nu aveai bani? Îți dăm noi! A ajuns copiii să vei bani. Așa. Să te bagi, să te cerți, să ajungi prin tribunal, să aude acum cu bănci. Dar nici nu vreau, știi? Să direct la Via Gioconde, la comunitate. Dar ce îți trebuie din tale prostiile astea? Și i-am spus, zic, dar eu am scos dolari. Mi-a explicat un băiat care se ocupă unde am și le-am dat și pe acum am dat-o și pe aia. Stai așa un pic. Ce faci, tarantele cu mine? Așa, am zis. Și-a zis, chiar dacă eu am scos dolari, nicio problemă. Am scos abonamentele și am scos să nu mi se dea regale prin dolari, înțelegeți? Buline, cum dracu se cheamă. Dar activitatea mea pe YouTube să plătește, că eu n-am restricționat nimic. Deci în momentul când ai restricționat, când îți vine avizul că ești restricționat, atunci nu-ți merg banii pe YouTube, dar restul merg. Eu am crezut după mintea mea, pe un bătrân, din Lărod, că sănătoasă nu știu să recunosc, așa, recunosc sincer, că altfel nu mă băgam în rahaturile astea, în fine. Dar îmi permit. Banii mei îmi permis cu șnicul. Sunt altele mai tinere care sunt mai duse ca mine. Și ce am vrut să zic? Eu am crezut că dacă scot o lară, nu, gata, e terminat, nu.
YouTube-ul te finanțează pentru activitate. Și el, până la urmă, ce fac bani pe spatele, nu știu cum. Da, pe spatele meu nu se fac bani. La câte umilințe și la câte prostii. Și acum au ieșit Sfintele Filofteia și Sfânta Paraschiva să lacrimeze. Câte un pic, așa, să dea vina pe oameni. Și, într-adevăr, cine a văzut, mi-a spus atâtea fel. Zice, Doamne, nu a spus niciodată femeia aia că nu a vorbit. De cât au zis, am vrut să te scot de acolo. Păi și ce-o vrut să te scoată? Și acum să vină să bage lumea în belele? Stai că vă arăt eu vouă. A spus cu drag. Am văzut că a venit Iliu acasă. Tata era plină cu telefoanele și cu alea. Băi, a fost și fata aia Lumina, a fost și Mădălina. Băi, e Mihaela de atâta timp, dar nu face atâta... Deci îți face scârbă, nu altă chestie. Îți face efectiv scârbă. Deci n-ai. Și apropo de Mihaela, din cât o trecut Mihaela, bă, cât o trecut Mihaela, săraca de la 16 ani, dar nu i-a adus, băi, la chirița acasă, poliție, lume, atâta circ, atâta panoramă, și o ia și ei din cauza ei. Bravo, chiriță, ți-ai luat noră pe măsură. Ai avut atâtea nurori în curtea aia. Una nu ți-a făcut atâtea. Câte ți-au adus asta din ala? Una. Păi Mihaela, sau mama, părinții lui Mihaela, fetelor de atâția ani, credeți că lor le-a fost ușor? Că a intrat Mihaela în așa ceva? Nu le-a fost ușor. Doamne ferește! Dar i-ați văzut pe oamenii ăia deranjând la 1 noaptea, la 2 noaptea? Păi stai că în live vorbim așa mai detailat. Vorbim mai detailat în live. Cum, s-a dus acolo, doarme acolo, cine știe ce le face la fete. Bă, o fi de leu, cum o fi, mă, că acum îl cunoaștem și noi, și eu, și voi, îl cunoaștem de atâta timp. Dar nu e violator, nu e, cum se cheamă ăștia, cu minore. Așa. Aoleu, că, păi, eu făcut și că era frică la nebuna aia bătrână, că de... Astea cu trafic de organe și... Stai. Rumenia, la magazinul rumenu. Si. Mă duc la români să iau... vreau să fac varză cu os de la fumat. Așa, cu ciolanul fumat. Ciolan, nu os. Ciolan. Os, în fine. Și nu zic n-o fi. Uite aici unde am făcut, a fost duminică. Băi, nebun, are el cu femeile, dar are cu femei, nu cu copii, nu pedofil. Băi, ce dracu așa. Așa, aoleu, băi de mine, doarme acolo. Păi stai că am scos eu toate alea și le dăm public. Și am să rog toate fetele care au, facem pe canalul ăla alalt, și să dea public tot ce are de la măsă. Și să arate ea unde niciodată, fetelor, aveți cuvântul meu de om, mă jur pe ce vreți, eu n-am sunat-o pe ea, nu i-am trimis un mesaj. Nu am alte conturi de Facebook decât alea. Și că, pentru că s-o lua de el așa, o amenințat, o ajunge departe. Păi vrei să spun eu ce aveai acolo? Aveai filmele alea de ochiade, de la prietenul, de la Vâlcea, care ți-l-a împăzit tot internetul, care le are și socrule. Și aia te-a avertizat fata. Stai atentă cu te cu apărut alea. Și le-ai primit. Și acum mănânci rahat altceva? Ca femeie așa ne-am gândit, băi, dă-o dracu, o face, ce o face, ce nu o face, ce nu o face, dar prea asuprită e. Hai să o avertizăm. Hai, du-te dracu de nebună. Nebune amândouă sunteți. Dacă o fi fost aia maică, dacă lumea zice că nu e ea. De ce ne-ai arătat-o? Că noi o cunoaștem. Așa și cam atât. Că aici ajung la magazinul românesc. Să vedem pe unde parchează bărbatul meu. Ah, stai cu ei un po. Așa. Hai să fac 10. Și... Și eu dove, Shendo.
așa și am. Așa. Cozi. Lasă, e bine cozi. După dam eu. Ieși eu. Si. Și așa, mă scuzați de pauză, că mă dau jos. Au, 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 au. Cât de grea-i bătrânețea. Și ce voiam să vă zic? Cu nebunii. Nebunele. Și-or găsit... Gace. Și-o găsit ele, acum țapul ispășitor să facă, să dea bine pe lângă ăștia, că vezi, Doamne, nu vorbi măsa. Că cine a făcut-o să plângă pe măsa? Păi, cine a făcut-o să plângă pe maică-sa? Ia! Sper că azi, marți, deschis. Așa, nu știu. Pe aici e magazinul românesc. Mă duc să văd dacă are ciolan, să fac ciolan cu varză. Mi-a venit mie așa pe chelie. De obicei, bărbatul mi-e vine când ia mici. Așa, fetelor, și ne întâlnim la live. Hai, vă bucur!